Dealurile de la Bălănoaia au fost la finele săptămânii trecute, așa zisul, teatru de operațiuni pentru pregătirea celor de la Isu Giurgiu în ceea ce privește vehiculul cu șenile, folosit de altfel cu succes în salvarea unor giurgiuveni în perioada cu viscol și zăpadă abundentă. După cum se știe, doar o pregătire temeinică și eficientă asigură posibilitatea unor intervenții pentru salvarea persoanelor prompte, în așa fel încât să asigurăm cetățenii că suntem întotdeauna pregătiți să le asigurăm sprijinul necesar atunci când ne solicită. Șenilata celor de la ISU a fost achiziționată de Consiliul Județean Giurgiu prin intermediul proiectului european James, implementat în 2011 în parteneriat cu bulgarii. Vehiculul a sosit la Giurgiu în decembrie anul trecut, iar cu fondurile obținute prin proiect au mai fost cumpărate, printre altele, și o embarcațiune de intervenții pe apă, dar și un sistem performant de alarmare a populației. Au fost pregătiți mai mulți scafandri și au fost achiziționate și costume pentru aceștia.